Absolvenții de clasa a 8-a au început evaluarea națională cu proba scrisă la limba și literatura română. Aceasta va continua mâine cu testarea scrisă la limba maternă. Proba scrisă la matematică se va desfășura miercuri, 29 iunie. Primele rezultate vor fi afișate în data de 1 iulie, iar rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 5 iulie. Conform Ministerului Educației, lucrările candidaților la examenul de evaluare națională vor fi corectate în centre zonale de evaluare din alte județe decât cele în care s-au susținut probele. Mi-a aplicat genul liric ca argumentare și la al doilea subiect să facem o compunere despre o stațiune turistică. Mie mi s-a părut ușor. La partea a doua am avut despre o locație turistică, mi-am avut despre Grecia, pentru că este una dintre cele mai vizitate insule, mi se pare, cele mai vizitate insule, iar foarte complicat a fost doar completiva directă. În perioada 8-12 iulie, absolvenții de clasa a 8-a vor completa fișele de înscriere la liceu, iar acestea vor fi introduse în baza de date computerizată. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa 9-a de liceu, a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală obținută la evaluarea națională, care are o pondere de 75%, și media generală de absolvire a claselor 5-8, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.